și îți faci cafeaua, te îmbraci, eu mă îmbrac, mă machiez cum făceam și afară, același lucru. Eu încerc să fac absolut orice ca să-mi treacă timpul, să nu mă gândesc că sunt la închisoare. În ciuda optimismului, aceste femei și-au pierdut pentru o vreme libertatea. Oricât și-ar dori să creadă altfel, alarma care dă negreșit trezirea la 6 dimineața le reamintește că sunt la închisoare. Urmează apelul. Fiecare celulă este verificată de gardieni. Pentru deținutele care sunt încarcerate în regim semideschis, ziua începe cu o pauză de taclale în curte la aer. Se vede imediat că locul e populat de multe femei. În curte miroase a flori, iar pe holuri a parfum. Bucătărese sunt câteva dintre deținute care pregătesc zilnic masa cu ce găsesc prin cămara pușcăriei. Pentru astăzi avem ciorbăt de legume și iachnie de fasole la comun, iar pentru regim pilaf și ciorbăt de legume. Câțiva bebeluși sunt și ei condamnați să trăiască în închisoare alături de mamele lor. Există două celule special amenajate pentru ei. Aici deținutele pot să stea cu copilul până la vârsta de un an. După aceea, cel mic este lăsat în grija familiei sau în grija unui asistent maternal. Această mămică, singura care are copil acum în penitenciar, va trebui să se despartă de cel mic în 5 luni. Nu știe încă ce se va întâmpla cu el. Muzica ce răsună de afară din boxe îi alimentează neliniștea. Trei din patru deținute au terminat liceul sau chiar facultatea. Adriana, de exemplu, a absolvit două facultăți, una de inginerie și alta de economie. A condus o mare firmă din Constanța, dar în urmă cu 10 ani a făcut o greșeală pentru care acum plătește. Îi vine greu să accepte că trebuie să împartă locul cu femei care au comis fapte grave, crime odioase. Pentru a-și duce zilele mai ușor, și-a amenajat în celulă propriul colț. Are inclusiv un ursuleț de pluș care amintește de fiul ei, de care s-a despărțit în urmă cu un an și 4 luni. Dorm seara cu el. Nu pot fără. Nu simt mai aproape. Aici este o societate mai mică decât cea de afară. Și eu de multe ori spun că e mai rău când ieși afară, pentru că afară ai de plătit facturi, ai de făcut mâncare, trebuie să cumpere detergent ca să stezi. Chiar dacă ne aflăm într-un penitenciar pentru femei, în spatele meu este secția pentru bărbați. Sunt aduși aici deținuți pentru a face muncile pe care nu le pot face femeile. De exemplu, unul dintre ei asamblează chiar acum un birou.